Conform datelor centralizate de la unitățile administrativ-teritoriale în județ, sunt 125.867 de beneficiari, pensionari cu venituri mai mici de 450 de lei pe lună, șomerii cu indemnizație mai mică de 450 de lei pe lună, beneficiarii cu venit minim garantat și cei de alocație pentru susținerea familiei, persoane cu handicap grav și accentuat, fiecare dintre aceștia urmând să primească câte două cutii. Am început recepția produselor alimentare pentru persoanele defavorizate. Ne-au ajuns circa 2600 de colete. Pe 21 iunie vom mai primi un transport, urmând ca ulterior pe parcursul lunii iulie să fim informați cu privire la datele când vom primi și celelalte pachete. Pachetul conține 1 kg de făină albă, 2 kg de mălai, 400 de grame de paste făinoase, 2 litri de ulei, 1 kg de zahăr, 300 de grame de carne de vită la conservă, 200 de grame de pate de picat de porc, 400 de grame de paste de tomate, 1 kg de orez și 500 de grame de fasole boabe. Ulterior, după ce vom recepționa întreaga cantitate de marfă, în luna august cel mai probabil vom începe distribuirea acestor alimente. Ca și în anii trecuți, vom informa în scris cetățenii municipiului Roman beneficiarii acestui tip de ajutor social, astfel încât să se prezinte la datele și orele programate pentru a evita aglomerațiile de la depozitul Direcției de Asistență Socială. Pentru județul nostru, distribuția pachetelor se realizează prin intermediul firmei Sece Libro Event SRL. Livrările se fac de către furnizori la primării în 4 tranșe de maximum 15 zile calendaristice fiecare.